Bună ziua și bine ați revenit la Taifas cu tu Grăsuța. Ce faceți, grăsuții mei? Ce faceți? Eu am ieșit în oraș. Astăzi încă este 7 mai la mine. Voi vedeți video pe 8 mai, dar la mine este 7 mai, doar ce m-am trezit. M-am dus la culcare după ce am făcut live-ul, pentru că eu am avut un program tare ahotic. M-am dus la culcare pe 6 mai la 7 seara și m-am trezit la 11, nu la 7, la 8 seara și m-am trezit la 11 noaptea, că am avut foarte multă treabă de făcut până la live-ul cu noi. După live pur și simplu am leșinat, m-am dus la culcare, am pus capul jos și somn am luat. Acum m-am trezit, bine, acum o oră, m-am trezit și m-am îmbrăcat și am ieșit în oraș. O să mergem să mâncăm ceva, dar la cină, nu acum. Și acum aveam de ales să fac yard sale-uri, adică să mergem să vedem ce au la vânzare lumea, ce scoate lumea la vânzare, ce nu mai au nevoie, faze de astea. Sau să mergem la cel mai mare second hand din zona mea, Community Thrift Store, așa se numește. M-am mai dus eu pe acolo și îmi place la nebunie second hand-ul ăsta. Și am zis că vreau la second hand, îmi place mai mult. Și da, vom vedea dacă vom găsi vreo comoară. Dacă nu, eu sunt căscată, știți deja, adică nu trebuie să vă mai zic, când m-au zis că casc, știți, auto și pe căscata asta. Da, așa că am decis să mergem la second hand, sper să găsim ceva bun, dacă nu, și plimbarea asta, mie îmi place la nebunie. Și da, sper să vă placă și vouă. Împreună cu mine am fost la Starbucks, by the way, și v-am zis că mi s-a dat o cafea gratis. Bine, puteam să iau, eu mi-am luat cafea pentru că sunt chiar de somn, și lui Jose i-am luat matcha green tea, dar am avut noroc pentru că am avut puncte și pentru el am folosit puncte și pentru mine am folosit cuponul pentru ziua mea și gratis, amândouă. Deci am început bine ziua. Hai să vedem dacă mai găsim ceva gratis. Și am fost la CVS. Stați așa că mai am o chestie. Am fost la CVS și am vrut să iau niște cashback. Și de obicei când iei cashback trebuie să cumperi ceva de la magazinul respectiv ca să poți să iei cash-ul. Și am zis că mă, ce să cumpăr? Și mi-a sărit un parfum în ochi și era la 50% reducere. Este Juicy Couture Lala. Ăsta nu l-aveam, eu mai am unul Viva La Vida Loca sau ceva de genul ăsta, sau Viva Vida Loca, ceva de genul e celălalt pe care l-am. Stai că nici măcar nu l-am desfăcut, nici nu știu cum miroase. Desfac acum și o să vedem imediat cum, și cum arată și cum miroase. A, mă, nu fă figur, mă, e greu cu o singură mână să fie negativ. Trebuie să vedem dacă are vreo sticlă, te rog, sticluța să fie faină, că eu mor după sticluțe faine. Nu, check it out, please. No, check it out, the perfume. That's one way to take it. That's a big. Ok, sticluța arată așa. Ce drăguță e, e de 30 de mililitri, nu e mare. Și, cum v-am zis, era la jumătate de preț, deci până la urmă am plătit din buzunar $10 sau $12, ceva de genul ăsta. Ții, mi-e pație mult. Asta că e interesantă sticluța. Mi-e lasă interesant, mai mult îmi place cealaltă sticlă care avea fond mare și chestii, figuri. Dar e faină și e faină și asta. Zici că e folosită, dar ați văzut că era sigilată. Deci nu e folosită, dar mi-a dat ăștia cu jumătăți de măsură. Ok, ajungem la second hand. Mă voi opri puțin și la hăinuțe, pentru că ați văzut că sunt haine separate de magazinul mare,
unde cam tot ce pe acolo e 25, 50 și 75% reducere. Așa că mă voi uita, pentru că data trecută am găsit foarte multe lucruri faine, deci foarte multe lucruri faine. Geacă de la Ralph Lauren, rochi de la Calvin Klein, deci foarte multe și plătisem $2-3 pe ele. Așa că mă voi uita și acolo să văd exact ce găsesc astăzi. Da, Gheorghiță, stai că mă pomenește acum Gheorghiță. Sunt pe drum, mă duc la Secănien. Ok, gata, vă pupăcesc. Haideți să mergem înăuntru să vedem ce găsim. Ok, am ajuns la Hăinuțe și zice că... What the... Stai că am început bine. Am dat pe jos. Na, de alo. Albastru și verde este 75%. Sunt la 75%. Așa că hai să vedem Forever 21. Cute. Dacă găsim ceva ce ne place, o să mă uit așa rapid. Faza e că magazinul ăsta, uite, ăsta ar semăna foarte mult cu cele de la noi. Sunt doar haine și papuci. Și da, atât găsești, haine și papuci aici. Și toate sunt 25, 50 și 75%. Apartment 9. Ce faină e asta. Aici găsești multe de la Torrid, de la Avenue, care iar este plus size. Da. Shelby. Mă uitam să văd ce drăguț e și asta. Ok, dacă găsești ceva drăguț, voi deschide... Cristian Sirian, mamă, cât e de faină asta. Dacă nu știu cum e. E mai eu, ok. Dar roșu, ce e roșu? 50%, deci asta ar fi $4. Mamă, dar mi-e pace. Ok, o să vedem ce mai găsim și la sfârșit, când termin, o să vă arăt și vouă, ok? Pentru că e așa plictisitor puțin și nici nu pot eu, de exemplu, să stau să mă uit exact ce e aici, că poate mai scapă câte una alta, pentru că sunt atentă și cum vă arăt vouă. Asta e 75% și e nouă cu etichetă, $58 și acum plătim $7 pe ea. Ba nu, mai puțin. $3 și ceva. Ok. Done. Nouă cu etichetă, $3. Yes, baby. Oh, ce faină și asta. La nimărimea mea. Ce faină culoarea asta. Dumnezeule, alb ce e alb. 50%. Deci asta ar veni $3. Mamă, cât e de faină. Oh my gosh. Sper că am bani să plătesc toate astea. Că nu am cash foarte mult la mine. Sper să nu găsesc prea multe ca să nu pot să le plătesc. Lane Bryant, ce drăguță și asta. Oh my gosh, asta e $8. Da, ok, revenim. Am găsit o bluziță foarte faină, faină rău de tot, o bluză lungă, dar mi-a plăcut mult culoarea. Era verde. Bă, dar un verde așa de frumos. Mi-am dat seama că trebuia să vă arăt după ce le-am pus în mașină. Și am zis că ok, just leave it right now. Ok, hai să vedem ce găsim astăzi aici. În grămadă de lume. Că de data asta nu mai e pe spațiu. Stai așa, că chestia asta e de la un game. E doar o mască. Credeam că e ceva mai interesant, nu e. Ok, ce avem aici? Suport pentru lumânare, nu. Asta pare de cristal. Încerc și eu să găsesc de la Tiffany. Văd toată lumea că găsește de la Tiffany. Numai eu n-am bafta asta. Poate vom găsi și noi ceva așa. Oh my gosh, ce faine sunt și astea. Made in Taiwan.
Foarte cute. $1 bucata. Să le pun în căruț. Mă mai gândesc până la sfârșit dacă le luăm sau nu. Vedem vreo lumânare de la... Asta e făcută în India. Volkswagen. Ce e asta? Broască? Semi-broască? A fost o broască. O semi-broască a fost o broască. Oh my god, cât de cute lumânarea asta. $3. Ce față are, mor? Tu de acu' ești. Nu de la Bad & Body. That's for sure. Ce sunt astea? Ceva multe. Oare sunt oglinzi? Cred că astea sunt. Am și una acasă. $7-8. Too much. Asta mi-aș plăcut să fie mai ieftină. $15. Și nu e nicio reducere. Dacă nu mă înșel, reducere de astăzi. Le-am și uitat, să fiu sinceră. Trebuie să vedem cum trec de doamna sau de domnișoara sau ce-o fi ea. Ok, ia să vedem ce avem aici. O cutie de bijuterii mai din China pentru oje. Asta e faină. E faină, dar nu faină de luat, e faină. E doar faină. Ce cute e și asta. Să vedem. Sorry. Ce mai avem aici? Peppa Pig. Oh, ce frumos e ăsta. Uite-mă. 99 de cenți. Are și bani înăuntru. Hai, e o pușculiță vintage. Am scurat-o de când sunt banii. Dar nici măcar 25 cents. Ok. Ea costă $1. O luăm cu 25. Vine deja cu 25, deci e bună treaba. Și asta e pușculiță. Cât de cute e. Mâță. Asta e faină. E suport pentru carte. Dă-i o leacă, că e suport pentru carte și de ce are asta? Bă, nu știu exact. E 2 în 1. Ce avem aici? O, săracul elefant. Săracul elefant. I-au furat ăștia trompele. Scaunul din Game of Thrones. Nu știu ce e ăsta. Locul ăsta așa. Un $3. Nu stă acolo. Ia să vedem ce mai avem. Mă uit și pe jos și pe sus. Și pe stânga și pe dreapta. Mai de închinăm. Interesante sunt alea două de acolo. $4 bucata. Da. Sunt doar interesante. Ce mai avem aici? Mai de închină. Asta e cute. Semana de parcă fi un Fenton. Bă, ceva ascuns aici. Nimic. Nimic drăguț. Milk glass. Ia să vedem. Oh, ce cute arme asta. Mă de în Coreea. Ia să vedem cât e asta. $3. Oh, $8. $8 e prea mult.
Ce cu asta? Sister Act Forever and Ever. $3. Asta de legie, frate. Nu mă pot concentra. Ia să vedem de Crăciun aici. E ceva drăguț? Vă sare ceva în ochi sau nu? Nici mie nu-mi sare. Tarararara. Tarararara. Și nașpa. Crezi că mi-a intrat? Îmi intră o lacrimă în ochi. Plâng că nu găsesc nimic. Asta e cute. Asta e chiar cute. $3. O punem deocamdată aici. Vedem noi ce mai găsim. Eram sigură. Bath & Body Works. E ediția de Crăciun, care n-am apucat să iau ursul, dar luăm ursulețul ăsta. Ia să vedem, pe jos, pe jos, pe sus, pe sus, pe jos. Ce drăguță e asta? Ce e asta? Mamă! Din sticla așa, pătrată, n-am avut până acum. Și apoi, o să o luăm. Iar asta albă, nu. Cred că am mai văzut ceva din cristal. Made in Japan, $3. Dar nu e din cristale, din sticlă. Ok. Mamă, ce câine acolo, m-am speriat. Am zis că e pe bune. Am zis că, bă, ce a făcut așa? Au lăsat câinii dezlegați să intre în magazin cum vor ei. Ia să vedem la jucării. Hot Wheels, $3. Mai ieftin la magazin. Mă uitam și la alea de sus. Nimic. Ok. O să revenim după ce găsim ceva. Asta-i drăguță. Și când mergem în partea alaltă spre lucruri pentru casă. Doamna asta, iau toate jucăriile pe care le găsește. Să mă duc și eu în fața ei, să vedem dacă găsim ceva. Ce e asta? No, ok. Nimic interesant. Mă iau toate căldurile. Dreaming. Stai că văd ceva vintage acolo în spate. Cui ești tu, mă? Smarty Pants. $10. Rămâi Smarty Pants acolo. Ce-mi place ăsta, Mickey și Mini. Foarte cute. Ok, continuăm aici. Ce e asta? Yeah, I think it's a vintage troll, this one. Trebuiască să mă uit după ăsta. S-ar putea să fie vintage și astea vintage sunt căutate. Ce față are ăsta? That's yours. I think it's something Nintendo, no? Huh? Ah, Simpson. Părea cunoscut. Cățelușă. Zucării, zucării, zucării.
Ce e asta? Sărata e fără o mână. Doamne, ce veche e păpușa asta, seamănă cu alea românești. Cum e îmbrăcată. Mă, la noi le vedeai îmbrăcat așa. Deci m-au zăpăcit păpușile astea, cabbage. Ha? I think it's 25 here. I'm not sure. Here, take the cart a little. But how much is it? Ha? Ah, mamă, cât e mini și mic aici. Dumnezeule. Unul mai mare, mai mic, mai puternic decât altul. Tu nu ești mic. Da? Oh, ce drăguț e asta. A, nu, pentru $6. Hai, de dăm ceva, ha? Yeah. It is yokai. Oh my gosh, melodia asta e așa de cunoscută. Sper să... Da. Ne vom duce mai departe, pentru că e prea cunoscută melodia asta. Revenim imediat. Și melodia asta pare foarte cunoscută. Am văzut un rucsac. Awesome! Really awesome! How much? Cât e de awesome prețul? $6. Destul de awesome prețul. O grămadă de jucării. Mamă, m-am pus exact deasupra muzicii. Sunt și eu blondă. Exact deasupra. Voodoo doll. Care mă supărați? Care mă supărați să moare Gigi dacă nu? Acum vă fac harakiri. Glumesc. $5 și era mai ieftin la... Ce zic așa despre noi. Vampire, the journey. Hungarian phrase. Mamă, ce detaliat e aici. Costă $1.99, dar nu știu dacă alb, euro, reducere. Da, 25%, deci o să fie $1.50 cartea. Așa că o să o luăm. Ok. Mai revenim. Ok. Foarte cute. Matrioshka. $3. Yay! Hai să vedem câte sunt înăuntru.
N-am. Două. Yeah, sunt toate. Mamă, ce fain, $3. E fantastic preț. Look. Matrioshka, $3. Orice român, dacă e român adevărat, trebuie să știe ce e matrioshka. Adică, cred că, cel puțin generația mea, toți am avut așa ceva în casă. Mă refer cei din România, nu mai zic cei din Moldova, că ei chiar, alea au fost jucăriile de bază. Ce e asta? Ce față are săraca? Singurică, singurică? Singurică, ai zis. Ok, hai să vedem ce mai găsim în partea cealaltă. Aici avem pernuțe și că de multe ori mi-a zis că vreți să vedeți pernuțele. N-au pernuțele. Asta e drăguță. Face culoarea. Acum trecem la lucruri pentru casă. Ia să vedem. Boluri, boluri, boluri. Seturi de farfurie. Mamă, ce m-am speriat. A bătut vântul în asta și am crezut că e vreun șoarec pe acolo. Dumnezeule, stai leac. Inimă. Stai liniștită. N-a fost niciun șoarec. Ce fain e asta, dar nu $8. Cu $8 eu cumpăr nouă. Cristal? Pare a fi cristal. $5. Uite câte multe sunt. Cred că și asta e faină. Și asta e faină. Cât e asta? $4. A, nu știu dacă e cristal sau... e ciupit aici. Never mind. Te lăsăm înapoi. Mergi cu domnul. Ce e asta? Hotel Circus Circus. Look, from Circus Circus. We need one? No, no. We need it. Dacă avea vreun schelet. Da, da, așa, dacă n-are schelet. Ce faine sunt astea. Cât e? $8. Aici zice 30. 3, după aia zice 20. Nu mai știu. Cine mai înțelege pe ăștia? Drăguț bolu. La seturi de farfurii, căni, pahare, căni, pahare, Star Wars. Asta e de la Victoria's Secret. Nice. O cană de aia care îmi place mie, nu găsesc, frate, care tot timpul le caut prin magazine. Da, n-am găsit, dar avem un Starbucks, cred. Yep. Mama, de ce faine. Hello, te-a sunat Starbucks? Ok. Ok, ia să vedem. Pier 1. Too expensive. Prea mult. Ce e asta? E din Milk Glass. Și e $3, dar nu știu cine e ăla. Adică Starbucks, $5. De prea mare aici nu e faină. Gata. V-am lăsat. Ia să vedem la parfumul de aici. Dacă găsim ceva. Portofele, mii, zeci, sute, cine ne gata le-au cu lopata, sirene, no, Men in Black, cred, nu știu, Betsy Johnson, cred, nu știu, nu, Vintage, $6, mai stai, Coach, ce e asta, Tree of Life, ce e asta, Kate Spade, $14. Mi corazon. Mă doare inima. Mai avem ceva? Ia să vedem aici. Donnie & Burton, $30. Papa. Express. No.
No. Betsy Johnson. Simplă și urâtă. Nu. Victoria Secret. $4. Drăguț. Asta e drăguță rău. $5. Prea mult. Ia să vedem. Excuse me. Ce avem aici? Antonio Moore. Asta e scent. Michael Kors e cravată. Nu ne interesează. No, rojul nu. Aici un parfum al mic. Ce cute e asta. Yes, I'm gonna take it. Yeah. $1.99. Mai nu știu exact ce parfum e. Nu le-a dacă nu știu. Ia să mai vedem. Ce mai avem? Ah, cât era ăsta? $5, prea mult. Asta ce e? Bath & Body Works. Îmi place cum arată, $3. Și e plin, dar de ce arată așa? Nu am văzut cu... asta am presia că e un suport pentru Bath & Body Works. $3. Not bad. Hai mă, niciun parfum. Ce ai făcut, bobiță? Uite, ăsta era, cred, al doilea cadou care ți-l dă gratis la, la Sephora. Și s-a dus jos. Ah, m-am băgat și părul în ochi. Dați părul la o parte. Ce e ăsta? E un parfum de la Just Me. Nu-mi dau seama. Paris Hilton, cred că era. Da. Nu vedeam partea cealaltă la parfumuri. Că aici n-am găsit nimic. Oh, uite unul aici. Ce e asta? Lovely Lady. E de parfum. $13. Pa! Ok. Continuăm. Să vedem ce genți găsim. Ce drăguță e asta. Face mânerul mult de tot. Ia să vedem. Și asta e cute. Ce e asta? Oh, yeah. Fossil. Ok, asta cu gențile și încheie ziua de astăzi. Nu știu dacă mai mergem undeva. Cred că am filmat destul aici. Avem destul pentru un video. Sper că v-a plăcut astăzi. Să mergeți cu mine. Eu asta fac de ziua mea. Ies la shopping. De fapt, stați că trebuie să ies și eu am mâncat. Poate să filmez puțin și acolo. Am văzut un Michael Kors, dar e urât tare. Tare e urât. Văd și o pereche de fila. Gentuță. Îmi place omul că se uită după genți. Foarte drăguț. Sper să-ți găsești o poșetă frumoasă pentru tine. Ce să-i zic? Ok. Revenim. Ok. Acum mergem să vedem. Sunt două restaurante care îmi plac mie foarte mult. Dar trebuie să vedem unde e coada cea mai mică. Că dacă la ăsta Paradisul, Paradise, așa se numește unul dintre ele, dacă e coada mare, nu stăm și mergem la al doilea, care se numește Golden Coral. Și acolo e și avantajos, pentru că am un free dinner pentru ziua mea. Dar îmi place mai mult mâncarea de la Paradise. Adică nu că ajungi, adică nu că ajungi în paradis mâncând mâncarea respectivă, dar pe aproape. Ok, hai să vedem unde găsim mai puțină lume. Ok, noi am ajuns la restaurant. Faza că mi-am luat creveți pane și ceva. Nu m-am gândit să filmez de la început, am filmat acum după ce am terminat de mâncat.
Și mi-am adus aminte, bă, stai că eu am făcut încheierea, așa că asta este încheierea. Sper că v-a plăcut video de astăzi. Unde am mers noi la plimbare, n-am găsit foarte, foarte multe comori, dar ceea ce am găsit a fost binevenit. Nu uita, alege să fii fericit. Stai să vă arăt așa și încolo. Vă pun să vă uitați în farfurie și asta e ciudat. Ok, sper să aveți o zi cât mai frumoasă. Vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de mine, pentru că la mine e încă 7 și ați fost alături de mine pe live. Vă mulțumesc din suflet pentru toți care mi-ați urat la mulți ani, care ați fost prezent, pentru tot. Și da, nu uita, alege să fii fericit, ok? Vă pupăcesc și sper să aveți o zi cât mai frumoasă și sper să ne vedem cu bine și data viitoare.